Acum Mădălina Artem revine la uneltele familiare ei, folclorul, ea studiază muzică populară la școala de arte, cum vă spuneam, și autodidact a învățat să cânte la flaut. Asta mi-a dus aminte colegul, prietenul meu, regretatul Titus Munteanu, cu care am făcut atâtea festivalul la Mamaia, Șlagăre de Venire, Steaua fără nume, Meridianele cântecului, câte n-am făcut în 20 de ani, vroia să intre la liceul sportiv la Timișoara. E bine, s-o ocupaseră locurile, s-au întârziat și a zis, hai să mă duc la liceul de muzică. Singurul loc unde mai erau locuri erau instrumente de suflat. L-au pus pe rând să sufle, în clarinet, în trompetă, nu ieșea niciun sunet. Și singurul instrument din care a reușit să scoată un sunet a fost flautul. Și au zis examinatorii, gata, ăsta e, a intrat la flaut. E bine, ca să vezi cum e viața, a devenit un flautist extraordinar, a predat apoi la liceul de muzică din București. După ce a terminat conservatorul, a preluat de la dascălul său și catedra de flaut. Asta e viața. Sper ca și Mădălina să devină o flautistă celebră. Va interpreta un fragment dintr-o doină la flaut și apoi, la rândul ei, un gând frumos pentru o mare cântăreață din această zonă, doamna Natalia Șerbănescu, care are și un festival ce îi poartă numele. Mădălina Artem, flaut and voce. Oh,
și părinților mei și doamna Decita Nutritor și doamna Elena Crigel și dumneavoastră în primul rând, pentru că mâine fac 18 ani și am reușit să fac, adică să reușesc să fac pasul spre maturitate pentru un alt caracter. Mulțumesc mult! Cu Mădălina Artemu împlinește mâine 18 ani. Surpriză, Corina Elena Badea, organizatorii, stai acolo, Mădălina! Ia uite-te! Să vină Iisus, lumânarea prinse! Haide, toată lumea, veniți aici! Cine să trăiască la mulți ani? Mădălina să trăiască, Mădălina să trăiască la mulți ani. Să crești mare, faci chef extraordinar. Venim și noi mâine seară să ne spui unde chefuim. Mulțumim, Mădălina!